Bun găsit tuturor! Sunt Raluca Becea, dumneavoastră sunteți live pe Suceava Live și pentru asta vă mulțumesc tare mult. Este, doamnelor și domnilor, un an al schimbărilor, susțin marile partide și despre acest subiect vă propun să discutăm în această seară de la sediul Pro România Suceava cu invitații mei care sunt doamna Luminița Chihai, candidat al Partidului Pro România la funcția de consilier județean și, de asemenea, secretarul general al partidului, Doru Sârghe, care, de asemenea, se regăsește pe o listă pentru funcția de consilier județean. Bună seara, bine v-am găsit la sediul partidului dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea. Bună seara! Bună seara și mulțumim frumos de invitație și mulțumim de faptul, mulțumim frumos că ați acceptat să veniți la sediul nostru. Este un an al schimbărilor, doamna Chihai, o să-mi permit să încep cu doamna, domnule Sârghe. Este un an al schimbărilor, avem nevoie de o schimbare? Categoric avem nevoie de o schimbare. Din ultimele zile pe care le-am petrecut în județ, poate locul în care nu am ajuns niciodată, în afară de strada principală pe care am trecut, dar este nevoie de o schimbare. Încă trăim în unele locuri ca în Evul Mediu, din păcate, fără utilitățile de bază, fără școli la copii, cu niște condiții deosebit de grele. Este nevoie de o schimbare pentru că părerea mea este că totul trebuie să înceapă de undeva. Nu contestăm și nu vrem să contestăm meritele nimănui din ultimii ani. Fiecare știe prea bine ce a făcut, totuși nu s-a făcut suficient din punctul nostru de vedere și se poate mult mai mult și Suceava are nevoie de mult mai mult. Doamna este mai nouă în politică, dumneavoastră cu mai multă experiență în politică. Cât e de simplu să producem această mare schimbare, domnule Sârghe? Din punctul meu de vedere, nu ține doar de noi să producem schimbarea, ține de alegători, în primul rând, iar dacă alegătorii înțeleg că singura soluție pentru județul Suceava în momentele astea grele este Alexandra Hașa Samsonescu, candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, va fi foarte simplu să facem schimbarea. Totul depinde de alegători și de fapt și de cum transmitem noi un mesaj către ei. Așa cum spunea colega mea Luminița, până acum am fost în vreo 27 de localități. Eu am mai fost de mai multe în ele, știam problemele cu care se confruntă, într-adevăr, ea a fost impresionată neplăcut de unele realități din județul nostru și de faptul că, într-adevăr, sunt atât de multe lucruri de făcut încă în acest județ. Și țin să precizez că am fost chiar într-o comună limitrofă, dacă pot să-i spun așa, municipiului Suceava. Din zona metropolitană? Nu chiar din zona metropolitană, destul de aproape de zona metropolitană, e vorba de comuna Tudirești, care are 124 de kilometri de drumuri comunale, iar din cei 124 de drumuri comunale, 14 sunt asfaltați, restul nu. Adică un procent destul de mic de asfalt, de drumuri modernizate, dacă pot să spun așa, iar viceprimarul de acolo se confruntă tot timpul, la fiecare ploaie, cu problema drumurilor balastrate, care tot timpul se rup, care tot timpul șupoaiele de apă duc piatra pe care ei o pun, colmatează șanțurile și, într-adevăr, au foarte mari probleme. Dar am fost la Mănăstirea Mulorului, pe un drum unde sunt 16 locații turistice care plătesc impozit an de an. Sunt vizitate și solicitate de turiști pe un drum cum nu mi-am imaginat că se poate ajunge la o locație turistică, podețe rupte de armate. Cred că dacă făceau numai din impozitele care se strâng anual acolo, măcar câte 200-300 de metri pătrați de metri liniar în fiecare an, tot se reușea să termina drumușorul ăla. Totuși sunt atâtea locuri în care nu se face absolut nimic. Vorbeam de zona metropolitană și am fost la Mitocul Dragomirnei. Și acolo, din nou... Ce a fost la Mitocul Dragomirnei? Lumea... Știu că primarul de acolo țipă foarte frumos. Eu nu l-am cunoscut și nu știu dacă chiar îmi doresc să-l cunosc, dar au fost foarte mulți oameni alături de noi. Pune mulțumirile lor cu problemele lor. Lumea nu mai crede nici în promisiuni, nici măcar noi nu, când mergem în teren, încercăm să evităm să le promitem că facem și dregem. Ce le spuneți oamenilor?
Le spunem că este nevoie de o schimbare, le spunem că îi putem asculta și le pot spune problemele lor, că de multe ori chiar asta își doresc. Mi-a spus ieri o bătrână la Varasea că știți, poate nu chiar vrem să ne facă azi, mâine cineva ceva, dar măcar să ne asculte cineva, că nici nimeni nu vrea să ne asculte. Deci trist, avea vreo 75 de ani, cât mai are. Sunt unii aleși locali atât de plini de ei încât nici măcar nu mai stau de vorbă cu cetățenii. Nu mai au răbdare nici măcar să-i asculte, nu să vadă ce problemă au sau să încerce să le rezolve. Probleme care țin de competența primăriei, mă refer aici, doar de faptul că n-au o lumină la poartă sau că șanțul este colmatat sau exact probleme de administrație locală. Nu mai au răbdare nici măcar să stea de vorbă cu ei. Și acest lucru îi doare. Îi doare pe toți localnicii și cel puțin în zonele în care am fost noi, fiecare s-a plâns nu numai de faptul că nu au sau că nu au nici măcar, nu mai au speranță că va face cineva ceva. Deci e foarte trist acest lucru. Spre exemplu, în zona Frasenului undeva am găsit câteva persoane care se plângeau de faptul că din 1997 sau 96, nu mai știu exact, așteaptă să vină gazul, ținând cont că în Frasin, chiar peste apă, au o exploatare de gaz destul de importantă și subtraversarea era deja făcută pe sub râul lor de atunci, din 1997, și încă... Acum erau ciudați, așa, oamenii ziceau, mă, măcar dacă ne-am recuperat banii care i-am plătit atunci. Deci vă dați seama în ce stare erau. Ce le pot spune unor astfel de oameni? N-aș putea să vă zic. Deci tot timpul le spui, sperăm să schimbați ceva în administrația locală, să vină un primar care vă poate ajuta, care poate depune un proiect pe Poim, să facă o adopțiune de gaz așa cum trebuie, nu cum așteptăm de 20 de ani să ajungă gaz de la Pujărâta la Vatra Dornei. Nu v-ați așteptat să găsiți o altă realitate în teren? Sunteți în prima campanie electorală, doctor? Da, sunt în prima campanie electorală. Nu că nu aș fi știut și nu sunt complet visătoare și complet ruptă de realitate, dar totuși când vezi zeci de copii care nu au unde merge la școală, nu? Ce vorbim de școală online, tablete, internet? În Frasin nu există școală, este închisă școala pentru reabilitare, copiii sunt împărțiți la școala din Bucșoaia și școala din Gura Umorului. Nu se știe cum a ajuns în cartierele săratice, de fapt foste sate și în continuare satele ale Frasinului. Aceeași problemă am întâlnit-o și la Mitocul Dragomirnei, unde este o comunitate de romi importantă, care nu toți vor să-și țină copiii acasă. Sunt unii dintre ei care chiar doresc să-și trimită copiii la școală cu 9 copii. O sală pentru copiii romilor, pentru că voturile sunt... Deci școala se face la școală. Pentru că știu 100% că acolo voturile sunt importante, nu neapărat copiii. Nu le oferim oamenilor ăstora nimic și cum să-i integreze în societate, cum să faci oameni din ei, dacă și așa rata abandonului școlar este foarte mare la noi în județ, dacă nu le oferi nici condițiile de bază. Mănăstirea Humorului nu are școală. Mănăstirea Humorului este o comună în care nu s-a accesat niciun european. Deci, în coasta Humorului, adică... În condițiile în care sunt foarte multe pensiuni acolo, dar, Raluca, altceva vreau să zic. Pe 28 septembrie va exista viață. Chiar după alegerile astea. Și, într-adevăr, poate va găsi o soluție pe genunchi acum să facă cumva, să aducă acei copii la școală. Dar pe 28 septembrie ce se va întâmpla cu copiii? Pe 28 septembrie nu mai este campanie electorală. Ce șansă au copiii aia să ajungă la școală, să învețe ceva, să se integreze cumva în societate? Apelez din nou la experiența politică a dumneavoastră.
Câți primari din județul Suceava n-au înțeles încă că mai există viață și după campania electorală? Câți primari în funcție din județul Suceava recurg la amenințări pentru contracandidaților, mai ales pentru cei din partidele mici? Câți primari din județul Suceava se cred Dumnezei local? N-aș putea să vă dau un număr exact, dar din păcate, există. În realitatea anului 2020, foarte mulți. Foarte mulți. Avem 114 unități administrative teritoriale, avem 98 de comune, iar problema, așa cum spune... Și aveți candidații în care? În 106 localități avem candidați. Problema, într-adevăr, mare, cu, așa cum a spus dumneavoastră, cu unele amenințări, cu unele soluții nu tocmai ortodoxe, se regăsesc în, de regulă la comunele mai îndepărtate de centrele urbane. Da. Și atunci, da, n-aș putea să vă zic exact, sau n-aș vrea să exemplific aici un primar de genul acesta, dar știu că avem o comună la noi în județ, unde deja primarul a câștigat alegerile, este vorba de comuna Mălini, în care doar există doar un singur candidat la funcția de primar. Și multe alte localități în care primarul în funcție și-a pus un candidat, 2 sau 3, el cu mâna sa. Ce îi sfătuiți pe cei care candidează din partea Pro-România să facă în aceste situații? Pentru că sunt convinsă că vă sună și vă anunță. Exact. Eu am discutat deja cu toți candidații noștri, țin permanent legătura cu dumnealor. Indiferent de ce probleme au sau de ce amenințări primesc, eu sunt la curent cu toate și iau măsurile legale care se impun, iar ei au noi, în cei de la Suceava, cei care au mai făcut politică și știu cum decurg alegerile, au într-adevăr un scut, dacă pot să spun așa. Și într-adevăr nu s-au întâmplat până acum să renunțe, să fugă sau să se sperie. De regulă avem tineri cam în toate localitățile, avem, nu pot aici să omit, avem un candidat de 24 de ani la primărie la Mușeniță, avem candidat de 28 de ani la Grădincești. Oameni care, într-adevăr, vor să producă schimbarea în localitățile în care stau, în care locuiesc, și eu sunt convins că vom câștiga cel puțin 5-6 primării cu primari tineri, mai fel. Nu vorbesc de primarii care deja sunt conștiții sau oamenii trecuți de 40 de ani care candidează de la Pro-România și au înțeles că Pro-România, într-adevăr, este altfel decât ceilalți. Florin Sinescu este unul dintre... Florin Sinescu are șansa dumnealui, este în această bătălie electorală, este un om de administrație, știe ce are de făcut, are o experiență mai vastă decât oricare dintre noi și cred că va reuși să producă și el schimbarea la municipiul nostru. Deci avem niște echipe extraordinare. Echipa de la Stulpican, da, mi-a picat așa la suflet, este o echipă. Cei mai tineri, da? Cei mai tineri sunt și sunt grozavi de entuziasmici și unii dintre ei nu au făcut politică vreodată, dar ce să facă, sunt de 21, de 22 de ani, 28 de ani. 23, 25, da. Foarte mult m-a impresionat în echipa de la Frasin, există o domnișoară care a terminat facultatea în Italia. Și a vrut ea să se întoarcă după 12 ani de Italia acasă și a terminat kinetoterapie, are 23 de ani, nu și-a găsit job ca și nimerit într-o perioadă foarte proastă, s-a înscris la Facultatea de Științe Economice la Suceava și zic, Carmen, de ce nu ai rămas? Nu am vrut să rămân nici măcar să câștig un leu acolo, un euro, pentru că aș fi intrat în tăvărugul banilor și nu m-aș mai fi întors. Dacă luam primul salar și al doilea și îmi puneam, dar eu am putut să vin acasă la mine. Foarte curajoasă, foarte dezvoltată, foarte plăcută și chiar vrea să schimbe lucruri. Cum credeți că îi veți putea ajuta pe acești oameni din postura de consilier județean? Eu cred, am studiat foarte bine atribuțiunile Consiliului Județean, măcar să știm așa cu ce se mănâncă. Cu o echipă bună putem convinge și consilierii celorlalte partide, indiferent de unde sunt, că nu contează ce spun unii sau ce spun alții, contează ce spun oamenii din localități, să ne îndreptăm mai mult către ei, să reușim să îi îndrumăm mai mult pentru atragerea de fonduri europene, nu știu, ca și structură, poate un birou, un
ceva în plus care măcar să-i informeze, dacă nu să-i ajute pe fiecare dintre ei la scrieri de proiecte, deși din câte știu eu, fiecare primărie are un birou pentru așa ceva, nu știu în ce măsură sunt, cât sunt de pregătiți oamenii de acolo. Și eu cred că chiar îi putem ajuta, așa cred eu. Și nu am chiar 20 de ani să fiu foarte entuziasmă, dar cred că se poate să-i ajutăm. Vorbeați de Alexandra la Consiliul Județean Suceava. De ce este ea oferta cea mai bună din câte există astăzi în arealul politic județean? Deci, în primul rând, e o persoană tânără, vine din zona antreprenoriatului. Într-adevăr, are o afacere de 7 ani de zile, are 25 de angajați, îmi spune și ea de fiecare dată, s-a izbit de toate barierele din administrație și are soluția câștigătoare, dacă pot să-i spun așa, știe ce are de făcut, știe să se chivernisească, pentru că altfel deja dădea faliment de 7 ani, nu mai era pe piață. Vorbim aici de mediul privat, nu de administrație, nu de... Da, așa e, aveți dreptate. Experiența administrativă de unde? De la Liderul Pro-România? Nu mai de la Liderul Pro-România, de la toată echipa Pro-România va câștiga această experiență administrativă. În primul rând o avem pe Luminița Tihai, care într-adevăr are o experiență vastă. Sunt eu pe listă, mai avem foarte mulți colegi, mai avem pe Paula Rusoaie, avem pe Dănuț Gireadă din Vama, care este inginer de profesie. Avem oamenii noștri de pe listă sunt din toate pădurile sociale și de toate meseriile, dacă pot să spun așa. Iar mă aduceți aminte, în perioada 2012-2016, atunci când am lucrat în Consiliul Județean, toate hotărârile de Consiliul Județean, dacă vă aduceți aminte, au fost luate cu unanimitate de voturi. Și gândiți-vă că noi atunci eram 11 consilieri din 37. Da? Tot timpul Cătălin Echifor, atunci când a fost președinte, s-a axat pe nevoile oamenilor și nu pe altceva. Iar discuțiile dinainte de ședințe, discuțiile pe proiecte în comisii, duc la asemenea rezultate, adică la voturi în unanimitate și toți trebuie să înțeleagă că nu mai contează culoarea politică, ci ne axăm direct pe nevoile oamenilor. Credeți asta că mai mari județului iau în calcul candidatul dumneavoastră? Mă refer aici la PSD, la PNL? Nu mă interesează dacă celelalte formațiuni politice iau în calcul candidatul nostru. Important este ca oamenii de rând să înțeleagă că Alexandra este soluția acum. Pentru că am avut până acum de 30 de ani încoace la cârma județului ba PNL, ba PSD, ba PNL, ba PSD, oameni cu foarte multă experiență administrativă, așa cum a spus dumneavoastră, și de aceea în județul nostru avem tot ce ne dorim, de la autostradă, la nu știu ce să vă mai zic, la șosele, la șirea zilei, de astăzi cu autostrada? Ba da, cred foarte tare în autostradă, sunt convins că ea se va face, dar nu în următorii ani. Așa cum am lăsat în Consiliul Județean împreună cu Cătălin Echifor în 2014 un contract, un ADI, dacă mi-aduc bine aminte, semnat cu Cristi Adoniței în 2014, cred că undeva la sfârșit, suntem în 2020, au trecut 6 ani, am fost în stare să facem un drum cât de cât practicabil pentru locuitorii din partea aceasta de județ, vorbesc Dolhasca, Liteni, Udești, Ipotești, Bosanci, Moara, Dărmănești, undeva prin Vâlcele și se înțepa în drumul Siretului. Dacă noi n-am fost în stare atunci, din 2014 la sfârșit, să facem un drum până în 2020, îmi dau seama că contractul semnat astăzi, așa cum scria și pe afiș, va fi făcut prin scrinul pe care l-am văzut, va fi făcut din fonduri nerambursabile în exercițiul financiar 2021-2027. Da, deci, asta înseamnă un proiect scris, un proiect aprobat, un contract de finanțare semnat, adică nu se face chiar mâine autostrada. Eu sunt prima care am susținut că infrastructura rutieră ar aduce poate niște investitori în județul Suceava, de care chiar avem nevoie extrem de mult, pentru că știm foarte bine, chiar acum vedeam o statistică că din nou suntem la coada salariilor din România.
Da? Dar acum, după ce am văzut ce am văzut în județ, eu cred că mai repede s-ar face drumurile, drumurile la noi să facem la, la mare. Și am căutat și eu să văd sursele de finanțare pentru autostradă și nu le-am găsit prinse nicăieri, nici un buget, nici măcar studiile de fezabilitate sau alte proiecte. Și am observat că Consiliul Județean, în execuția bugetară de la 6 luni, are 7 proiecte în derulare, departe de drumuri și alte cele, adică pe educație, probabil accesate de Direcția Generală de Protecția Copilului, de ACET, Muzeul Bucovinei și așa mai departe. Deci n-am văzut niciun proiect major cu bani atrași în această perioadă făcut de Consiliul Județean. În cât timp credeți că va deveni viabil acest proiect, dumneavoastră fiind expert în domeniu? Păi la cum ne-am mișcat până acum, cred că nu știu dacă ajungem noi să prindem. Poate doar dacă se mișcă alții foarte repede. Deci gândiți-vă că a scrie un proiect, în primul rând de a face studiul de fezabilitate și proiectul durează nu o lună, două, durează poate și un an și doi ani, cel puțin. Credeți că astăzi oamenii au fost amăgiți? Sunt convins că au fost amăgiți și nu ar fi pentru prima oară și eu mi-aș dori să fie pentru ultima oară când sunt amăgiți, să înțeleagă că aceste proiecte mărețe care lipsesc cu desăvârșire în ultimii 4 ani în județul nostru, într-adevăr sunt o realitate. Deci realitatea este că nu s-a făcut nimic în ultimii 4 ani. Nu avem niciun proiect major făcut de administrația județeană în ultimii 4 ani. Acum degeaba vii și semnezi contracte de autostradă, de tuneluri de 3 km pe undeva pe la Torna, dacă noi n-am fost în stare să ducem o țeavă de gaz de la Bârnărel până la Vatra Dornei. Mi-am avut aminte acum de un episod amuzant, când a fost vizita prim-ministrului Orban, dacă vă aduceți aminte, l-a întrebat pe președintele Consiliului Județean ce e cu centrala de cogenerare de la Vatra Dornei. A zis că când a fost făcută. Eu, dacă mi-am bine aminte, a fost făcută chiar în mandatul dumnealui, a inaugurat-o atunci cu buteria de gaz, vă aduceți aminte, nu erați în presă și atunci, și atunci Orban i-a răspuns așa sec, că a zis, dom'le, dar e uzată moral de acum acela. Bun, s-a trecut cu vederea, eu nu pot să trec cu vederea acest fapt, îmi pierd scuze, îl aduc aminte, dar ăsta e adevărul. De câte ori au mai fost dezamăgit oamenii? Ați spus că de foarte multe ori, la ce vă referiți? Păi în ultimii 30 de ani tot au fost amăgiți cu proiecte majore, cu autostrăzi, cu tuneluri, cu gaz metan, cu absolut orice, iar oamenii trăiesc pe aceleași drumuri județene, comunale, de pământ, de balastrate, nemodernizate, vorbesc de drumurile județene, avem 1146 de kilometri de drumuri județene, adică bine și mi-a tot aminte, au fost 1950 și ceva, dar au transferat drumul de la Arbore între Clit, nu au fost în stare niciodată să-l modernizeze și l-au transferat la primărie și am modernizat. Exact, ca să acceseze un PNTL. Un lucru bun de altfel, și așa nu făceau nimic pe drumul ăla, e un drum de vreo 6 km care, într-adevăr, scurtează foarte mult distanțele dintre Arbore și Clit. Deci e un lucru bun ăla. Dar cei 1146 de km nu prea au suferit modernizări în ultimii 4 ani. Exceptând acum faptul că odată la 4 ani simțim pregnant mirosul de asfalt. Eu zic să se obișnuiască oamenii acum luna asta cu mirosul ăsta, pentru că vor trece alegerile și nu prea vor mai simți. Drum care leagă Frasin de Broșteni. Broșteni, da. E un drum destul de lung, acel drum are 46, cred că, de kilometri. S-a modernizat. S-a modernizat. Problema este... E drum județean. Da, e drum județean. Știu problema drumului respectiv și noi, când am fost în administrația județeană, l-am întreținut, nu l-am modernizat. Dar modernizarea asta o vom vedea după această iarnă, doamna Raluca, și o să vă zic de ce. De ce? Pentru că, într-adevăr, undeva pe raza Frasinului s-au făcut acostamentele, s-au făcut șansurile talate, dar doar la unele porți, nu la toate. Dar vorbesc de traseul care trece de la Puzdra. Acolo drumul nu are șansuri.
Iar un drum montan care nu are șansuri este un drum care nu are nicio șansă să supraviețuiască unde e el. Pentru că apa se adună pe el, iar odată cu primăvara, când se dezgheață, se dezgheață și asfaltul. Oricum, traseul este fantastic și poate merită, făcut pe lângă el ceva. Nu sunt locații turistice deloc pe tot traseul, nu sunt nici măcar niște parcări. Da. Da, bun, avem problema aia, dacă v-ați, de pe Puzdra cu el, lacul acela de steril, într-adevăr zona, am trecut pe acolo acum vreo două săptămâni, nu mai arată chiar atât de rău zona, poate puțin igienizată, poate puțin, să punem puțin în vegetație, dar nu cred că e o soluție să ascundem mizeria, trebuie făcut ceva și cu acel, cu acel steril de acolo, e un pericol, și nu e pericol de acum, e pericol de foarte mulți ani. În cazul unei ploi abundente, chiar avem o problemă. Și atunci noi despre ce drum vorbim, care leagă fără șanțuri, fără... Într-adevăr, am zis, are un asfalt, va ține până în primăvară, iar în primăvară vor apărea din nou, gropile. Noi am construit atunci, dacă faceți aminte, o alternativă pentru Broșteni și mă refer aici la Transdarău, un drum, singurul drum montan de România, care este deschis pe tot parcursul anului. Am adiționat atunci și un imog, dacă mi-aduc bine aminte, care să se ocupe exact cu, drumul respectiv. Oamenii au o alternativă, chiar dacă drumul se va strica în primăvară, au alternativa Transraului. Dacă nu făceam nici Transrarău, veneau prin Dorna, spre Suceava, sau prin, cum au venit ani de zile. Da. Ce sentimente vă încearcă atunci când vă gândiți la mediul afaceri din Suceava, la mediul de afaceri din România în această perioadă, doamna Luminița? Eu sunt extrem de nemulțumită și cred că mi-am exprimat nemulțumirea de fiecare dată când am putut. La fel ca și multe alte lucruri, sunt promisiuni și promisiuni că de granturi, de proiecte de investiții, de ajutoare. Într-adevăr, au funcționat foarte bine șomajul tehnic, a funcționat bine acea subvenție de 41,5, relativ bine, nu s-au respectat cele 10 zile de termenul, dar totuși mediul de afaceri este în prag de colaps și nimeni nu știu ce e în măsură să vadă asta, nu văd asta. Se apropie toamna, muncitorii sezonieri vor dispărea și nu vor mai avea venituri. Se apropie 25 octombrie, data scadentă pentru datoriile amânate de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat. Sunt o mulțime de IMM Invest, IMM Leasing, IMM Factoring, care multe dintre ele nu funcționează deloc pentru că nu au norme metodologice. Se așteaptă acele granturi pentru și proiectele de finanțare pentru capital de lucru și investiții, care din nou nu au norme, nu este un ghid de finanțare publicată nici măcar pentru consultare, o cerere consultativă. Am înțeles că se lucrează la platformă pentru a se aplica aceste proiecte. Toată lumea le așteaptă, condițiile nu sunt chiar foarte flexibile și, din păcate, eu cred că nu foarte multă lume le va accesa, nu va avea posibilitatea să le acceseze și nu vor avea posibilitatea să le acceseze exact cei care au mai mult nevoie. Capitalul de lucru este limitat la 15% din cifra de afaceri, ceea ce înseamnă că dacă am o cifră de afaceri mare, pot să iau un grant mai mare, iar creditele pentru finanțările pentru investiții sunt destul de limitative și este punctată și contribuția proprie, deci ca să ai punctaj maxim trebuie să mergi cu minim contribuții 30%. Deci înseamnă că un împrumut aproape normal de la bancă, doamna Luminița, pentru că aceste granturi nu, chiar sunt... Spunea că nu e mare diferență între... IMM Invest, da, este un împrumut clar de la bancă, cu o dobândă finanțată până la 31%. Crezi că sunt aceste programe pentru a veni în beneficiul și sprijinul băncilor? Tot al băncilor? IMM Invest categoric, da. Deci IMM Invest, IMM Leasing, l-am văzut acum din nou dat, tot garantează statul împrumuturile pentru leasing și o parte din dobândă, tot nu au norme de
de finanțare și atunci e plină presa cu cât de multe ajutoare s-au dat mediului de afaceri. Nu, suntem pe ultimul loc în Europa pentru ajutoarele acordate mediului de afaceri în această perioadă. Ați analizat situația altor țări, aveți poate în minte o soluție dacă ați fi la butoane? Deci, categoric, fondurile europene ar fi trebuit accesate și puse la dispoziția mediului de afaceri, nu în octombrie, noiembrie, când se termină exercițiul financiar. Ar fi trebuit puse la dispoziția mediului de afaceri imediat, aprilie, mai, atunci când era cerința foarte mare, când oamenii nu știau încotro să o ia. Fondurile europene rămân soluția de bază. Nu ne bazăm pe ceea ce are bugetul de stat, pentru că nu are. Dar există soluții, există posibilitatea de a oferi poate mai multă flexibilitate în plata taxelor. Există posibilitatea poate de a reduce contribuțiile pentru muncă, care în România sunt foarte mari și eu sunt convinsă că ar atrage mult mai mulți bani la buget. Întotdeauna când s-a redus o taxă, s-a regăsit totul în creșterea contribuției acesteia la buget. Să ne aducem aminte de scăderea TVA-ului pe care a făcut-o domnul Ponta pe mandatul lui, imediat au crescut TVA-ul la bugetul de stat. Deci nu e cea mai bună soluție. Ce vă spun oamenii de afaceri cu care vă întâlniți? Deci oamenii de afaceri... Nu vă spun o voce. Nu știți, când intri în politică, îți asumi să primești și bune și rele. Se mai dezic unii, așa-i? Eu am clienți din tot paletarul politic și clienții mei rămân clienții mei și confidențialitatea este foarte clară pentru mine și la fel îi tratez pe toată lumea. Mulți dintre ei sunt un pic sceptici, mulți dintre ei dau doi pași înapoi, prefer orice să discutăm în afară de politică. Cert este că eu la servici nu discut politică cu clienții care mă vizitează, dar nu se poate să nu observăm că cei mijlocii și cei foarte mici au probleme. Au probleme de cash, au probleme de a-și menține salariații. Cifrele de afaceri au scăzut semnificativ în această perioadă. Mulți au zis că mai trece vara, mai vine toamna, dar din păcate sunt puține domenii de activitate care s-au revitalizat în această perioadă. Cum spunem de Horeca, care este o adevărată tragedie acolo. De ce ați dat numele, domnul Sărbu? De fiecare dată, în toate emisiunile la care am fost de la începutul pandemiei, am vorbit de Horeca. Din măsurile luate de alte țări europene, vorbesc aici de Germania, care a alocat 500 de miliarde doar într-o lună pentru cei din Horeca, iar noi nu știu dacă am alocat ceva pentru ei sau dacă i-am ajutat în vreun fel. Eu nu cred să reziste pe piață până la sfârșitul anului, nu mai vorbim de profit pentru cei din Horeca. Iar ceea ce a impus guvernul cu nedeschiderea restaurantelor, nedeschiderea unităților hotelieri a fost un dezastru total. Și era mai bine să fie totul deschis, să ne infectăm în masă sau? Nu cred că era mai bine să fie totul deschis, dar cred că acești oameni trebuiau ajutați, stimulați altfel. Da, și totul este în lanț. Eu am mai spus-o de mai multe ori. Nu suferă doar Horeca. Începând de la distribuitorii de băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, da, de la organizatorii de evenimente, de la fotograf, coafor, doamna, cântăreți, deci sunt cofetării, patiserii, brutării, deci toate sunt în lanț și toate sunt afectate în această perioadă. Eu am clienți cu cofetării, patiserii, care au încercat să reînceapă după 15 mai tot personalul, din păcate au disponibilizat aproape jumătate din ei. Nu au ce face cu oamenii. Care sunt localitățile cele mai importante în care Pro-România are un cuvânt greu de spus în acest moment, iar bătălia este pe un piept de cuțit, adică vom avea primar domnul Sărbu?
Eu cred că... Care vă vin prima dată în minte? În primul rând îmi vine în minte municipiul Suceava, unde Florin Sinescu are, cred că, prima șansă la aceste alegeri. Mai am foarte multe localități care îmi vin în minte acum. Mă refer la orașul Broșteni, Frasin, vorbesc de orașe și nenumărate comune în care v-am spus că avem candidați tineri și, într-adevăr, candidați redutabili. Nu pot să uit Fântânele, nu pot să uit Rănicești, nu pot să uit Sforăștea, Zamostea, ce să vă mai zic, multe, multe localități. Acum nu vreau să pierd pe vreunul din vedere, o să zic sucule pe mine, dar pe 28 septembrie, într-adevăr, veți vedea cum a reușit Pro-România să câștige câteva localități la care nu ne gândim acum. Va face pragul Pro-România? Mai intra în Consiliul Județean? Nu cred că se mai pune problema de prag după două rânduri de alegeri în care am spus undeva la alegerile europarlamentare, când nu eram atât de bine organizați. Am spus undeva la 7% pe județul Suceava, iar la alegerile prezidențiale ne-am dus undeva la 11%. Nu cred că se mai pune acum... Știți că diferă profilul... Tocmai alegerile locale implică multă adrenalină, mulți nervi, multă implicare locală, în primul rând. Iar oamenii aleg oamenii... Oamenii din Pro-România, într-adevăr, fac o figură frumoasă și sunt gospodari și foarte bine văzuți în satele, în comunele lor. Iar nu pot să uit ce a spus Minița mai devreme despre echipa de la Stupicani, dar, într-adevăr, m-a impresionat și pe mine. Cred că se puneau mai mult. Nu avem candidat de primar acolo, ei n-au vrut să meargă la primărie, au vrut doar să meargă pe listă de consiliu. Cred că, într-adevăr, nu e lista completă acolo, dar lista nu e completă, deoarece nu au vârstă pentru a candida. Deci sunt o echipă foarte frumoasă, aveau și rezerve dacă au venit cu lista completată și ne-a spus, tu nu poți candida, că n-ai 23 de ani, înțeleg? Deci a fost... urât așa, când eu zic, bai, ce fac, n-am cum să-i dă să candideze. Și nu că nu i-am lăsat eu sau nu i-am lăsat pe România, ci nu i-am lăsat legea. Că legea spune că trebuie să ai 23 de ani împliniți la data alegerilor, nu făceam 23 de ani. Să depui un dosar și să aduci voturi, asta spune legea. Dar să știți că sunt deranjează foarte mult în Stupicani echipa asta. Deci echipa asta noastră a avut norocul atragerea la sus să fie și pe poziția 1 pe buletinul de vot. Serios? Da. Și au ținut foarte mult să venim până la ei, ne cheamă de fiecare dată, tot timpul suntem într-un contact permanent cu ei, întreabă ce e de făcut, cum se face, cum se... Da. Și mare majoritate absolvenți de studii superioare. Sunt toți ingineri, au afacerile lor, așa cum îi vedeți tineri, cel mai în vârstă dintre ele 28 de ani. Mai în vârstă. Deci 28 de ani. Cum va arăta Consiliul Județean? Nu vom mai avea două culori în Consiliul Județean, cu siguranță, domnule Sârghe. Cum arată calculele dumneavoastră? Pentru că știu că vă plac și cifrele. Da, nu va mai fi bicolor de data aceasta Consiliul Județean. Eu sper să fie măcar din trei partide. Măcar tricolor, cum spune Mirița. Măcar tricolor. Tricolor va fi sigur. Mai departe vedem. Vedem ce se va întâmpla pe 27 seara. Nu credeți în acest moment în USR și în PMP, da? USR-ul are un candidat de 64 de ani, tânăr, cum spuneți dumneavoastră, o fi. Iar nu cred că e pe profilul celor din USR. USR-ul este de regulă partidul tinerilor, dar la Suceava se pare că Pro-România este partidul tinerilor. Și am demonstrat asta nu numai cu Alexandra, chiar mi-a propus primarilor tineri să-i prezentăm o dată în această campanie presii. Și, într-adevăr, sunt foarte mulți, nu cred că ne încadrăm să-i aducem în sediu, va trebui să facem o conferință de presă în aer liber, pentru că sunt foarte mulți. Și sunt foarte entuziasmi, asta este cel mai important. Vă luați energia de la ei, observ. Exact. Foarte des folosim altfel decât ceilalți. De ce? Pentru că suntem altfel. Pentru că 80% din cei care sunt alături de noi nu au făcut politică niciodată. Chiar suntem un partid noi, nou. Este nevoie de experiența categoric a liderilor pe care îi avem, pentru că singur nu cred că poți să faci mare lucru. O campanie
să o duci o campanie electorală, cred că m-am convins a treia oară în campanie. Veți mai merge în zilele următoare în județ? Da? Îmi place să vorbesc cu oamenii și să cunosc oameni și să văd până la urmă și să-mi cunosc județul. Da? Pentru că chiar sunt localități, repet, în care nu cred că am ajuns vreodată. Pentru că tot Preotești, chiar pe acolo nu am fost când am avut și orașe, cred că are, la drumul național arată foarte bine, nu? Și da. Dacă intrăm în profunzimea lor, avem mult lăudate orașe și iar ne întoarcem la Gura Bunurului și la Frase. Sunt monumente istorice nepuse în valoare, sunt monumente istorice care sunt porți ale turismului, cum este Voronețul și arată deplorabil aleea aia de intrare, cu clădirea aia în construcții, în parcare, deci arată urât tare până ajungi la mănăstire. Până la urmă, lumea vine să vadă Voronețul, cred că e una din primele mănăstiri vizitate în județul Suceava. Ce strategie abordează domnule Sârghe pro-România în această campanie electorală? Să nu mă certați că folosesc și eu strategie, nu folosesc și tot, dar nu. Sigur? Mai am 26 de ori, mai pot să folosesc, am înțeles. De fiecare dată, ca în orice campanie electorală, noi folosim nu numai campania door-to-door. Cu toate că ne face plăcere să mergem să vorbim cu oamenii, nu avem de ce să ne ascundem de ei. De fiecare dată am fost deschiși și am preluat, dacă pot spune așa, problemele lor. Tot timpul am avut răbdare și am ascultat. Folosim și o campanie online, așa cum este la modă, dacă pot să spun acum, așa cum îl dorește și Alexandra, iar să știți că Alexandra, de adevăr, face campanie. Noi am intrat deja pe logica de campanie de foarte mult timp. V-am zis că am vizitat până acum în jur de 27 de localități. În fiecare zi vizităm cel puțin 5 localități. Poate e un număr mic, dar până la sfârșitul campaniei cu siguranță vom trece o dată sau cel puțin o dată prin toate localitățile județului. Și principalul lucru este că nu promitem. Deci asta a fost, cred că... Dar n-am promis niciodată, nicio campanie. Campanie absolut nimic. Vreau mai simplu să mergeți într-o localitate din zona metropolitană, să puneți câteva măști pe fețe doamnelor care sunt membre de partid și să semnalați probleme de aici, bateți drumul până la urmă, domnule Sârghe, Peste tot, chiar la urmă, da, la nisipitul, nu e nicio problemă. Acum unde avem candidați, ne ducem și îi susținem. Altfel se simte un om când vii în localitatea lui, când mergi alături de el și vorbești cu oameni. Când dai un client sau pur și simplu o vorbă bună, un bună ziua, când primești un salut și când nu te ia nimeni la trei păziști, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în campania electorală, n-am pățit până acum nicio localitate. Ați auzit că au pățit alții? Mai sunt povești sau legende, mă mai uit pe site-urile de știri, poate nu la noi în județ în campania asta, dar am văzut foarte multe cazuri în care i-au luat pe cei care fac politică la fugărit, dacă vreau. Păi ieri în Frasul, cred că am stat 3 ore, în 4 locații diferite, în cartiere, dacă am putea spune. În Dorotea, în Valea Seac, în Obreja, deci... Unde s-au strâns oamenii, măcar să se plângă vorba lor? Exact. Am avut o întâlnire, cel puțin cu 60-70 de oameni, în care toți s-au plâns, deci niciunul nu ne-a certat pe noi că n-am făcut ceva. Ne-a spus, dar toți suntem un partid tânăr, vrem să producem o schimbare în Frasin, vrem să vă ajutăm. N-am venit cu promisiunea de a pune asfalt mâine sau la noapte, sau să le spunem că gazul va ajunge la ei în 2 zile sau în 3 zile, cum fac alții. S-au ocupat alții astăzi. În schimb, am aflat cu stupoare că pentru a strânge semnături unii din contracandidații noștri au spus oamenilor că semnează pentru pentru un memorandum pentru măriri de pensii, ceea ce mi se pare absolut hilar la... Jenant la momentul ăsta. Da, noi am strâns toate semnăturile atunci când a fost nevoie, corect, cum trebuie, pro-România, chiar am mers pe stradă, am mers între oameni, nu ne-e frică, nu mi-a fost niciodată frică. Au folosit de prea multe ori motivul real, era cum se folosesc de scuze, poate, candidații?
Nu cred. Lumea este semnături și... Lumea este foarte sceptică în ceea ce înseamnă politică. Că și nouă ne spun, nu mai promiteți că nu vă mai crede. Păi n-am promis. Păi lăsați că suntem sătui de vorbe. Dar trebuie fapte. Deci lumea greu mai crede într-un candidat. Alexandra este foarte bine primită pentru că este și foarte fotogenică, este și foarte tânără și este foarte populară, stă de vorbă și cu un bătrân și cu un copil, ea are copii mici, discută cu ei, este foarte bine primită de oameni. Vă încurajează, mă gândesc asta, domnule Sârghe. Deși cred că la început a fost destul de riscant să propuneți un om nu care... Nu cred că a fost riscant, ne păi, foarte bine. Promovăm un om pentru o funcție ca aceasta cu câteva săptămâni înainte de campanie electorală, e un act de nebunie, dacă mă întrebați pe mine. Ca să nu zic de curaj. Ca să nu zic de curaj. Noi considerăm un act de curaj. Alții fac campanie ascuns 3 ani de zile, cam cu un an înainte, dacă înțelegi... Pe piață, da, că el va fi candidatul. Ce părere ai dacă, și dumneavoastră veniți direct? Doar, noi, soluțiile radicale pe care le-am luat, ne-au dus, soluția asta ne-a dus din, ne-a condus din cauza pandemiei, din cauza nevoii de a schimba ceva acum. Nu mai aveam timp de, așa cum a spus dumneavoastră, de acele sondaje, de acel teasing, de acea nebunie, ce ar spune dacă ar candida cu tare, dacă ar candida cu tare, de acele sondaje, de presondaje. Suceava și Bucovina era într-un mare shit, dacă pot să-i spun așa, nu mare era, atunci când Suceava era carantinată, când toate comunele erau carantinate, când nu găseai pe nimeni să vorbești, să-mi pui o întrebare, măsurau colegii de la mea să-mi întrebeze și spunea, domnule, de unde se iau informații, oare câți sunt îmbolnăviți, oare cu cine ar trebui să vorbesc. Comunicarea a fost oprită și atunci soluția asta nu mi se pare deloc radicală, într-adevăr mi se pare o soluție pe care am găsit-o curajoasă, dar care era necesară pentru județul ăsta și uitați-vă, vă rog, la candidații celorlalți. Vorbim de Gheorghe Flutur, 61 de ani, 30 de ani de administrație, vorbim de Mirela Dumnicăi, 51 de ani, 20 de ani de funcții publice. L-ați fi preferat pe domnul Stan? Sau? Domnul Stan, câți? 60 și, nu știu, mulți. Da. 5 mandate de... Și 9. Habar n-am. Nichiforel Dan, 64 de ani. Și atunci soluția, într-adevăr, este Alexandra, care, într-adevăr, are 30 de ani, antreprenor. Chiar dacă nu a făcut politică, se poate baza pe o echipă ați eficientă. Ați avut un candidat cu experiență administrativă și nici deloc bătrân. Și mă rog, nu-i cojurătă. Bogdan Codreanu. El este. Da, are 4 mandate de primar sau are experiență? 3. Nu mai știu. Cred că va lua și al 4-lea mandat. Nu știu dacă are contracandidat la cojurătă. Are. Da. Nu este situația mării. Nu-i? Da. Da, nu știu de ce. Chiar și cu el, dacă ne uităm pe tot tabloul acesta, eu înclin să cred că Alexandra are prima șansă. Am înțeles. Ce ne spuneți oamenilor și prin intermediul online-ului, doamna Lumința, acum pe final de emisiune? Deci eu le spun, în primul rând, să meargă la vot, pentru că aceste alegeri ne costă foarte mult și am înțeles că în jur de 200 de milioane de euro vor costa alegerile. 200 de milioane de euro deschidea eu nu știu câte școli. Deci trebuie să-și exercite, în primul rând, dreptul la vot și, în al doilea rând, să cumpănească foarte bine pe cine aleg, pentru că în cabina de vot sunt doar ei și buletinul de vot și nu-i poate amenința și nu-i poate speria nimeni, trebuie doar ei să aleagă cu sufletul, cu inima, cu mintea, cu conștiința. Important este să fie la vot. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și noi mulțumim frumos că ați acceptat să veniți la noi în serie. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă aștept și mâine seară la o nouă ediție, la un nou portret de candidat aici pe Suceava Live. O seară frumoasă în continuare!